N-ai fost niciodată. Sunt de acord pe domnul. Suntem de acord pe domnul. Serios, la sfârșit. Știu. Pe și de ce să nu vorbim? Băi, n-ai nimic, dar măcar astăzi stai și când pleci și schimbă. Hai, treci acolo. Alte propuneri. La următoarea grupului PNL, se schimbă, eu mă autopropun. Din partea grupului PNL, dacă așa s-a pus, a avut discuția, un alt membru. Domnul Vărla sau domnul Gama? Sau domnul Diaconu Dalia. Dar dacă nu ești, cum să-l alegi? Nu, deci, este din dumneavoastră. Pe domnul Gama Nema. Nu fugiți de răspunsare. Hai bine. Hai ne-o, le trecem față. Domnul Panțelul, care vă s-o propune? Domnul Vârna. Gata, domnule, lasă-l și cam vreau. O luată el cu vreau. Asta și greu să duc. Trebuie să-l pe ăla. Dar ce facem? Când moare capitan pe ea, sergentul, nu? Așa duci. Se votează în unanimitate, eu ne spun la vot, în unanimitate, dar da, da, fără probleme. Păi, aș da cuvântul doamnei Răianu pentru aprobarea prima, da? Cum este ședința următoare? Dar nu l-avem și nu știu dacă... Amânăm ședința următoare. Lasă-ne pe ședința următoare. Acum, ne lăsăm pe ședința următoare. Că nu-i urgent. Apară virgulă cu care îmi trebuie. Da, da. Puteți cere mici socotea pentru asta. Mai, atât, dar domnul președinte. Asta vă rog să-l ajutați, domnul Ungurean. Vă rog eu. Da, păi deja. Sincer, oameni, dar răspunsă sincer. Așa. Unde ne-a desit proiect din hotărâre privire? Nu, citește președinte. Da, asta ar fi domnul Ungurean, o să simte. Deci, ne-am întâlnit azi, miercuri, 28 octombrie 2015, în ședința Consiliului Local, care avem 5 puncte pe ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Gravoie pe anul 2015. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind desființarea compartimentului implementare proiecte financiare din fonduri externe nerambursabile. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Gura Vâi, județul Bacău. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea regulamentului Consiliului Comunitar Consultativ. Și ultimul punct. Proiectul de hotărâre privind rezilierea actului adițional numărul 1 la contractul de închiriere numărul 4.958 din 27.11.2006 între Consiliul Local și SC Com Lucia SRV Gura Vâie și punctul 6 divers. Dacă e ceva suplimentar, discuți. Domnul președinte, numai un pic, se supună la vot ordinea de zi așa cum este și pe urmă venim cu completare. Deci, eu așa e, că noi așa am prins. Aș fi avut o notificare, vă rog. Chiar din toată inima, să o luați de bună, ca să nu mai contest ceva. Noi aveam un contract de finanțare, care l-am aici. În acest contract de finanțare, pentru drumul la Dumbrava, noi aveam un termen de final de execuție. În primă fază, noi domnule, terminăm pe 30 septembrie. Și până atunci am dat termen că îl terminam. Datorită faptului că nu am găsit constructor, vă spun sincer, patru firme ne-au refuzat, inclusiv cei de la Bitunova, care turnau în perioada aia drumul aici. O zic, domnule, nu se merge pentru sume așa de mici, 68.000 de euro, 43 de metri, noi să facem, să aducem ața oameni și utilaje. Și am găsit foarte greu constructor, abia l-am găsit pe domnul Roman, nici nu știu cine el, care e un șef de lucrare, la drum. Procedura de achiziție publică și restul de implementare al proiectului a depășit termenul care noi l-am prognozat, dar în contractul de finanțare, greșeala domnului secretar, noi avem aici, la punctul 2.2, durata inițială de execuție a contractului prevăzută la liniatul 1, care este undeva și vă citesc și vă dau și dumneavoastră, care era prevăzută la 30 septembrie, se poate prelungi până la solicitarea beneficiarului până la data limită de 31 decembrie 2015. Având în vedere că noi la drumul la Dumbrava am avut fază intermediară peste care nu pot să trec ca primar. Am trecut faza intermediară în care vine inspecția de strat în construcții și verifică stratul de bază, de balast, de compactare, în care ia probă la material și o face inspecția de strat în construcții și dacă o sar
nu-mi dă finanțare, nu-mi dă banii, am fost nevoit și am făcut solicitare la afiliaș pentru prelungirea acestui termen. Și noi acum să vreți să scoateți de pe ordinea de zi am cumva proiectul ăla? Am făcut prelungire cu constructorul, cu, cu proiectantul, cu tot, cu afiliaș. Afiliaș, săptămâna asta am fost de două ori la Iași. Luni am fost eu cu băiatul ăla, ieri a fost Mania cu Butuc și mâine pleacă ea. Tot pentru acest lucru să ne vină și cu aprobarea de la firie. Așa cum este o procedură care trebuie îndeplinită. Va veni și hârtia de la ei, că anumite, dacă nu mi-ar dea prelungirea, înseamnă că am pierdut bani, nu? Cum să scot, să bag eu pe ordinea de zi? Păi ați băgat pe ordinea de zi. Ați trebuie scos de pe ordinea de zi, că băiatul ăla i-am descris. Noi n-avem nici împotrivă. Nu puneți cu acest ordine. Păi nu să faceți o urmă prin... Lasă prin lege să abriți ordinea de zi. Noi o avizăm. Dumneavoastră, dacă ați propus anumite proiecte de hotărâre și nu vreți să le dezbatem pe toate, să le aprobăm, scoateți, domnule. Sincer, sincer credeți-vă, eu i-am spus, domnul secretar, nici nu pună pe ordinea de zi. Și am pus-o, așa a vrut. Deci scoateți de pe ordinea de zi. De pe ordinea de zi, punctul 2. Deci cu acordul dumneavoastră este clar că prelungirea acestui proiect va fi cu termen de plată 31 decembrie. Domnul președinte, supuneți la vot. Deci propunem la vot ordinea de zi, din care scoatem punctul numărul 2. D'acord, da. Da. Rămâne asta să-l amână. Da. Domnul președinte, mai avem un proiect de hotărâre privind repunerea în drepturile legale a doamnei consilier Bucur, Lucica. Suntem un grup de consilieri care am semnat acest proiect de hotărâre. Domnul primar a spus la ședința precedentă că va introduce unde lege nu intervine, deci va introduce pe ordinea de zi faptul că instanța a constatat că acea hotărâre dată de Consiliul privind suspendarea nu este legală, conform acestei hotărâri care este definitivă, doamna trebuie să reintre în drepturi. Propunem pe ordinea de zi ca să introducem acest proiect de hotărâre prin care să doamna Bucur să reintre în drepturile de consiliar. Da. Păi să spunem la vot. La vot, da? Este proiectul tot? Cu mențiunea. La proiectul de hotărâre, atenție la punctul 3. Anume? La proiect de hotărâre, punctul 3. Finanțarea nu se pune problemă. Noi în comisie este la o altă... Era tot abuziv, nu se domnul secretar. Schimbul hotărârea de consiliu. Primarul, hotărârea respectivă are o singură parte. Anularea hotărârii date de consiliu. Nu se cere și... Acolo am cerut cealaltă. O altă hotărâre. Treceam într-o altă tentă. Deci noi nu cerem decât... În proiectul de hotărâre articolul 3, el va fi scos atunci. Da, când îl discutăm. O discutăm la termen. Da. Deci supuneți la vot completarea ordinarii. Supunem la vot și proiectul de hotărâre suplimentar făcut de cei 5 consilieri. Și... 6. Cine este pentru? Este normal? Este legal. Și acum începem cu punctul 1 a ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local la funcționarea proiectului anul 2015. Domnul Contar, având în vedere faptul că rectificarea la nivel național a avut loc zilele anterioare și sumele încă nu au fost alocate, astăzi am lucrat pentru învățământ, pentru virarea sumelor la salarii. Ne mai trebuie și acolo 59.000 de lei ca să putem lua salarii la învățământ. Sperăm în 2-3 zile să vină și suma pentru învățământ la salarii și să facem o ședință extraordinară, să putem să le aprobăm ca până pe data de 5-6 să le putem ridica. Întrucât a fost pe ordinea de zi prins proiectul de rectificare, am întocmit un raport cu niște sume care deja au venit la legea 165 și... Să vă citesc raportul. Având în vedere virarea sumelor privind aplicarea legii 165/2013 în cuantum de 42.060 lei, se propune următoarea rectificare bugetară. La partea de venituri, suma de 42.060 lei, la capitolul 43.21.00, subvenții de la alte administrații. La partea de cheltuieli, se propune suma de 40.000 de lei, capitolul 51.02 administrației, cheltuieli materiale, pentru servicii de cadastru, intabulare, poduri, podețe, drumuri locale și comunale din Comuna Gura Văi. Și suma de 2060 lei,
la capitolul 6702 cultură, cheltuieli materiale, pentru cheltuielile care s-au realizat și n-au fost prevăzute la evenimentul memorial Victor Davidescu. În cazul aprobării bugetului, aprobării rectificării, bugetul se va prezenta conform anexelor și avem și proiectul de hotărâre. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2015, conform raportului prezentat în cazul aprobării rectificării, bugetul pe anul 2015 se va prezenta conform anexelor. Primarul și șeful biroului contabilitate vor urmări ducerea la îndeplinirea prezentului hotărâri. Discuții, dacă sunt discuții de... Aici arăta dimensiunea eu. Da. Pentru ca să prindem, deci știm foarte bine și bune, dar aveți o experiență destul de vastă, toată procedura de implementare a unor proiecte europene. Faptul că noi ne-am făcut la timp, se vede în ziua de azi. Nu le făceam, nu prindeam alimentare cu apă. După alimentare cu apă avem canalizare prin ADIP, suntem la ZIP cotizația, mai de anul ăsta, și intrăm canalizare. Și imediat înseamnă asfaltarea tuturor drumurilor comunale, locale, pe care noi le-am definitivat în prima etapă, da? Pentru ca să le putem asfalta, noi deja trebuie să avem intabulare, cadastrare, studii topografice și cărți funciare. Pentru astea sunt aceste sume. Asta bine. Sunt intrăm și noi în normalitate. Suntem în normalitate, adică asta este corect, sunt pași importanți. Iar la alea neprevăzute, vreo 1000 de lei, vă pot spune ce sunt. Sunt materiale pentru porțile de la handbal, cu țeavă rectangulară de 80x80, 50x20, ți-am luat un șaibel, electros, ce astea. Plus chiar și cimentul de care l-am pus, le-am făcut. Cheltuirea banilor răspundeți bine, că sunteți operatorul bucet. Sunt bani, sunt băruți și astea sunt. Dacă mai sunt lor de cuvânt la primul. Ăștia-s bani și pun la vot. Nu, nicio problemă. Atunci să punem la vot. Cine este pentru? De la buget au venit 420 de bani. Sunt bani care rămân, sunt aici. Puțin, dar sunt. Vor veni bani acum mulți. Da, da, cu bine. Vor mai veni. Vor mai veni. Pentru finanțarea, terminarea finanțării. Se putem cheltui. A, nu spune treaba asta, cum mai spus cineva să nu mai vede. Să vedem cât vine. Da. Haideți, punctul 2. Punctul 2. Punctul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Gurafoi, județului Bacău. Să ne prezintă materialul. Prima. Asta este corect. Este corect. Dacă se iau, dar nu citim toate. L-am vedea, m-am vedea. Domnul primar, eu nu cred că îl citim toate, nu? Doar în sinteză, așa se ne spune. Este foarte bogat, este concis. Este un CV-ul acolo. Cine vrea să-l... Haideți să citim întâi expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea statutului Comunei Gurafoi. Domnilor, vă statutului. Domnul secretar, vă dați seama, pe unde era cu gândul, da. Dar la mine este corect aici, la expunerea de motive. Temeiul legal al proiectului de hotărâre constituie următoarele dispoziții legale. Ordonanța Guvernului 53/2002. Articolul 20 din Guvern 63/2002, care se specifică foarte clar că fiecare unitate administrativă teritorială și aprobă propriul statut. Raportul, aici are o greșeală, o să discut un secretar, raportul, avem la bază următoarele lucruri. Raportul compartimentului de specialitate, expunerea de motive, raport de avizare al comisiei de specialitate din cazul Consiliului Local și avizul de legalitate a secretarului Unității Administrative Teritoriale a Comunei Gurafoi, județul Bacău. În baza acestor dispoziții legale, propuneți pe analiză, dezbatere și aprobare în felul următorului cu următorul conținut. Se aprobă statutul Comunei Gurafoi. Articolul 1. Se aprobă statutul Comunei Gurafoi, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2. Prezenta hotărâre va adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul primăriei și pe site-ul primăriei. Primarul, secretarul OATIE, comune cu voi, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre. La anexă avem așa, publicitate geografice, o comună cu 5.065 de locuitori, elemente ale cazului natural, situate între Valea Trotușului, cele așa, care numai din copilărie de timp, bagi de istorie, aspecte demografice, organizarea administrativă și autoritățile publice locale, educație, învățământ, ocuparea sănătății, infrastructură, economie, participarea cetățenilor la viața comunei, patrimoniul localității, bugetul comunei, acordarea titlului de cetățean de onoare, înfrățirea comunei cu alte localități, atribuirea și schimbarea de denumiri, dispoziții finale. În principiu, ca mediu, la date geografice, știm, la nord-est, comuna Rădăcioriu, la nord-vest, Hereziu, la sud, Ștefan cel Mare, la sud-vest, Municipionezi, Vara Vorbe. Suprafață totală, 6.807 hectare, intravilan, 487, extravilan, 6.320. Pagini de istorie. Picuind aleatoriu, după primul război mondial, să o luăm așa, o perioadă mai apropiată nouă, comuna era confuză în satul Duravăi, Modocesc, Slobozia, Pătrăscani, localitatea de ședință Duravăi. S-au schimbat multe de atunci. Astăzi știm care sunt satele, cele 7 sate, fiindcă fiecare din noi participăm la viața comunii. Vechime de peste 500 de ani. La aspecte demografice, aici stăm și trebuie să ne dăm o leacă seama ce timpul trăim, cam cât de repede descrește populația comunei, migrația către alte zone din țară și poate chiar din străinătate. Duravăi, 1785 de locuitori, Motocești, 150 de locuitori. De aia vreau ca să subliniez, ca să avem în vedere și orientarea viitoarelor noastre investiții către o zonă în care să aibă implementare un proiect cu aderență la un cât mai mare număr de locuitori. Asta e unul din criteriile de selecție a proiectelor europene. Pătinata 505, Dumbrava 1172, Capta 326. Da. Servicii sociale, educație. Consiliul local se ocupă de toate aspecte. Asigură competență în condițiile legii ca necesar pentru optimizarea serviciilor publice de interes local. Educație. Servicii sociale pentru protecția copilului și a persoanelor grave de handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei. Sănătate, cultură, tineret, sport, ordine publică, situație de urgență, protecția și reparația mediului, conservarea, restaurarea, punerea în valoare a monumentelor istorice de arhitectură, dezvoltarea urbană, evidența persoanelor, podurile, de drumurile, servicii comunitare, utilitate publică, activități de administrație social-comunitară, locuințe sociale, alte servicii publice stabilite prin lege. Consiliul local, hotărăște acordarea de sporuri și facilități. Sprijină activitatea cultelor religioase. Aprobă construirea de locuințe sociale. Hotărăște în condiții legii cooperarea sau asociarea cu persoane juridice, alte boate. Înfrățirea cu alte unități alitative și tot așa. Mai mergem la copii. Haideți să vedem aici cum ar fi structurată școala. Grădiniță în Duravăi, 38 de copii, pregătitoare 18 copii, 12 copii clasa 1. Eram copil și eram două clase paralele a câte 36 de copii. Anul trecut s-au născut în toată Duravăi 28 de copii, au murit 92 de persoane. Clasa a doua 17 elevi, dar clasa a treia 9 elevi. Clasa de 9 elevi.
clasa 4-a 17 elevi, clasa 5-a 12 elevi, clasa 6-a 15, a 7-a 18, a 8-a 12 elevi. Temelia, grădiniță 15, clasa 1-a 12, clasa 2-a 12, clasa 3-a 6 elevi, clasa 4-a 14, clasa 5-a 14 elevi, clasa 6-a 7 elevi. Aici era o clasă, e clasă care au plecat cei mai mulți în vara asta, au plecat foarte mulți copii. Au plecat în sănătate toți în loc. Clasa 7-a 14 copii, clasa 8-a 12 copii. Dumbrava, 34 de copii, o, e puternic aici. Clasa 1-a 13, clasa 2-a 13, clasa 3-a 13, clasa 4-a 19, clasa 5-a 26, clasa 6-a 23 de ele, clasa 7-a 20 de ele, clasa 8-a 20 de ele. Guravoie, total învățăm în Guravoie 99 de copii la grădiniță, clasă premergătoare, pregătitoare, 36 de copii, învățământ primar 157, la gimnaziu 193, total 485. Anul trecut aveam 735, atât am dat de Moș Nicolae copii. Ce bucurie am avut anul trecut, cred că acum este o tristețe, da? Total cade, 6 educatori, 12 învățători, 21 de profesori. Asta este. La drumul comunale, societăți care sunt în cadrul comunei. Nu mai sunt. Constatăm scăderea acestor societăți din ce în ce mai puține. Și asta înseamnă un regres al nostru, ne cifrăm la numărul de 23 de societăți. Agenții economici, întreprinderi familiare 7, întreprinderi individuale 7, persoane fizice autorizate 3. În Germania mă urăm pe deget. Practic asta înseamnă un regres, înseamnă cu criză, cu familie. Da, că nu dat niște date corecte acolo, acolo ăsta? Poate? Okay. Persoane fizice, mai sunt autorizate. Trei sunt, de toate înscrise, dar sunt care au întreprindere individuală. Nu, nu, dar persoane fizice. Spre exemplu, știu eu, mai sunt. Și ce-ați numărat, ce-ați numărat noastră acolo? Trei. Eu discut de autorizații emise. Dacă funcționează ilegal, înseamnă că avem o lacună în activitatea noastră, n-am controlat și n-am desfințat sau n-am, nu i-am ajutat să intre în legalitate. Nu, e vina el e cu autoritate. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar. Asta te simt altă. Deci cam asta ar fi mare. N-ai prins rotunda, dar cu copul acolo avem, da. Mai facem un cartier. Cam asta ar fi. La rotunda, țin să vă dat tot azi ca problema rotunda. Săptămâna asta primim și evaluarea caselor de la rotunda. Se vor cifra, dacă am înțeles bine, până în 100 de milioane, evaluarea unei case. Avem deja 7 clipe. Cereri de cumpărare sunt cereri. Da, se pot să cumpere, foarte bine. Părerea mea personală, că acolo cel care vrea să facă o microfermă este ideal. De ce? Că viitorul ăsta este pentru microferme. Cei care au animale nu vor mai putea să vină cu animale în vatra sa. Ai depășit 25-30 de capete de oi și capete. Ia mai bine. Trebuie să le ții la 300 de metri de prima casă lucrurilor. Da? Cam asta ar fi la ceea ce am prezentat eu succint, am încercat să fiu cât mai rămâi și mai concis. Dacă dumneavoastră mai aveți idei, propuneri, subscriem cu multă plăcere. N-ați prins ziua comunii acolo. Poteți? Ziua comunii n-ați prins acolo. La ziua comunii o stabilim, în conține, îmi pare rău, părerea mea personală, vin cu o propunere. Sunt în Măria Mică, la Moldovenesul, este o sărbătoare foarte mare, pe 8 septembrie,
Și ați văzut că a făcut acum și inaugurarea bazei sportive, chiar a fost frumos, multă lume liberă în acea zi. O punem ca o propunere și o vom supune hotărârii Consiliului Local următoarele ședințe. Sunt propunerea de analizoare. Fiecare comună are o zi implementată, stabilită prin hotărâri de Consiliu. Faceți proiectul de hotărâri? Nu ne împiedică nimic ca până la primăvara anului următor să stabilim și ziua comunii. Este prins în material, în materialul mare, dar rămâne tot prin hotărâri de Consiliu Local la propunerea dumneavoastră să aprobăm și ziua comunii. Sfântă Mărie atunci, domnule. Da, e foarte bine venită observația dumneavoastră. Eu zic fix. Da. Mai sunt comentarii la cultură. Da, menționat acolo, la comune și nu mai rămâne. Nu mai sunt. Să punem la atunci, propun să supunem la vot proiectul de hotărâre așa cum este el prezentat. Unanimitate. S-a votat. 3 la 4 sau la 5? 4. Deci, proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea regulamentului Consiliului Comunitar Consultativ. Dacă îmi permiteți, aici am să citesc tot eu. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Consiliului Comunitar Consultativ și aprobarea regulamentului Consiliului Comunitar Consultativ. Ce se întâmplă? De exemplu, în acest Consiliu Comunitar Consultativ trebuie să facă parte factor de răspundere din cadrul UAT-ului, inclusiv poliție și au avut loc modificări. În domnul Folea, care era prins în acest Consiliu Comunitar Consultativ, a plecat în altă localitate. Au mai avut loc schimbări. Și ideal este și indicat este să-l reactualizăm. Avem următoarele propuneri. Se reorganizează, aici a fost ideea de un secretar, nu s-a trecut ca jurist președinte. Miramas nu prea fi de acord cu așa ceva, mai bine aș propune pe județe. Dar asta este, dumneavoastră rămâne să vă spuneți părerea. Părerea mea că aș spune o persoană responsabilă așa președinte, din cadrul primăriei, da, un exemplu, Dana Răilea, întotdeauna când a plecat secretarul, are doamna Răileanu, te rog, ajută-mă să ies cu fruntea sus. Aș propune din cadrul școlii, doamna director Chieri, bineînțeles, s-a fac și așa parte din rândul membrilor, aș propune chiar din rândul dumneavoastră o persoană ca la funcția de președinte, dar de obicei se recomandă secretarul, dar eu... Păi dacă așa e prevederea legală, nu ai ce fac. Da. Dacă este în lăsăm așa în lege, cu mențiunea că vom vedea finalul, că nu se știe cum ne găsește funcția de secretar. La membri, Chiele Renata Cristina, directorul la școala gimnazială numărul 1, pe linie de UNICEF. Avem un reprezentant, Gogo Nenuța, dânsa este reprezentant. La asistent medical comunitar, Ciocru Maria, mediator sanitar, pe linie de rol, Pescu Paulina, colaborator program UNICEF, Găman Petronela și Păunescu Cristina, psiholog. Sunt obligatorii aceste persoane, pentru că asta este normal. Medic de familie, Matache Luminița. Învățător, Ienache Viorica, Afloare Gheorghe, preot. Chircu Valentin, preot. Răușul, preot. Moraru Costică, preot. S-au îndreptat cam preot. Eu aș selecționa de aici. Rămâne să, dumneavoastră să vă spuneți și păsul. Diaconul Daniel, consilier local la pentru tineret, Dobă Cătălin, șef post Poliția Buravoiei, Tinei Silviu, polițist local. Astea sunt propunerile, v-aș ruga pe dumneavoastră să veniți și cu alte propuneri. Articolul 2. Secretariatul Consiliului Comunitar. Păi bine, dacă e 16, și cu președintele 17. Nu, că e 1, 2, 3, 4. La 14. Fără soția... Nu, e număr 4. Și nu știu dacă e voie cu număr 4. Tot cu președinte Hoboris. El e președinte, deci el ar fi... El trebuie să dispară. Nu, el este președinte. Păi da, dar e 15. Păi 15 plus președinte. Deci președinte, la urmă și urmă la membri sunt 15. Da, votează membri, da. Președintele este... Fără drept de vot. Da.
Deci când se ia o hotărâre, nu votează. Nu știu dacă... Nu e așa, nu n-am cred că e așa. Cum e domnul contabil? Numărim par, indiferent că președintele cum să n-aibă. Da. Mai punem un membru. Mai punem își poate de acolo, cu dea domnul Daniel. Da, de ce n-ați făcut la preoț? Că vă scapeți spate. Okay. Mai puneți unul. Apare, mă bată Dumnezeu, mă dă de la... Nu de bataie. Hai, propuneți pe cineva. Hai, propuneți pe cineva. Mai puneți încă un om și gata. Mai puneți un om, nimeni scoate. Adăugăm un om la 17. Puneți un băiat din Temelia, pune Vișan. Pe Vișan. Vișan. Îl punem pe Vișan. Cetățean. Ei, e cetățean în Temelia. Reprezentant care în altă pot să traduc, pot să fie ceva. Vișan să rămână. Te rog frumos să pot să traduc bine. Vișan. Îl propunem pe Vișan. E traducător. Traslat. Dan, ai scris, da? Te propune în comisie. Mă trebuie pe Vișan. Asistența socială și protecția copilului. Este și va fi asigurată de doamna Manea Maresica. Foarte bun. Așa, se aprobă la articolul 3. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al posibil comutat consultativ pentru asistență socială cu modificări intervenite. Deci, și cu membru propus de dumneavoastră. Anexă la prezenta hotărârii, care face parte integrantă din prezenta hotărârii. Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se obligă Consiliul Comunitar Consultativ pentru Asistență Socială și Consiliul pentru Asistență Socială. Iar Secretarul Comunii se obligă să comunice prezenta hotărâri persoanelor interesate. Bine, să vom publica pe site-ul primăriei și altul și specialitate. Toate cuprinde aceleași lucruri, eu am trecut de la aici, regulamentul de organizare. Subțin. Pot fi membri în Consiliul Comunitar Consultativ următoarele persoane. De-aia spuneam că putea să propune și oameni de afaceri. Era mai așa, era indicat măcar 1, 2, 3 persoane, da? Poliții locali, consilieri locali, medici, cadrele zahnice. Persoane selectate trebuie să aibă disponibilitate pentru a desfășura o muncă cu caracter voluntar. Este ok? Înființare, mandat, femeie, astea sunt puncte care sunt prevăzute în lege, numărul 272, articolul 103 pe 2004. Că acest Consiliu Comunitar Consultativ va lua măsuri întotdeauna pentru acționarea în timp optim pe prevăzarea tuturor problemelor comunității de la noi din comună. Permanent, anual se va prezenta un raport cu privire la activitatea desfășurată și va sta, vă rog, să spuneți, să veniți cu idei, propuneți sau să supunem la vot. Supunem la vot proiectul în forma prezentată de... Și cu propunerea care am făcut-o eu, cu domnul Deșa. Să fie, facă parte 17. Da, 17. Cine la vot? Cine este pentru? Comisia asta e 17 de domnul Deșa. Următorul. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind revizuirea actului adoptat de la contractul de închiriere 4958 din 27/11/2006 între Consiliul Local și SECECOM Lucia SRL în Angura Văie. Cine prezintă? Eu prezint, este obligația mea, este dispoziția curții de conturi, sunt obligat, este a 5-a oară când o pun pe ordinea de zi, fiecare își asumă responsabilitate. Cu mențiunea că este prima dată când activitatea mea de primar voi contesta în caz de nealizare favorabilă, eu mi-am declinat oferta de fiecare dată de a fi alături de doamna Bucurbătica, cu mențiunea că preziliem și contractăm. Uitați acum, am
concesionat magazia de lângă doamna, care a fost la lucrurile. De ani de zile pe acea magazie, primăria nu a încasat un ban. Deci vorbim de la om la om, niciodată nu m-am opus pe binele instituției. Dar nu pot ține ceva care contrar legii, contrar deciziei curții de conturi, că eu am procese pe rol, la care mă reprezint, stau de autore, pe postul de tribunalului, treburi vechi, 2006, 2007, 2008, îmi pare rău, puteți să o spun, o pun pe ordinea de zi, în caz de neavizare, am temei legal, contest la prefectură, decizia dumneavoastră în contextul administrativ, fiindcă sunt obligat și dau susemnatul trimestrial de raportez la curtea de conturi, cum duc la îndeplinire. Sunt obligat să pun pe ordinea de zi ce ar însemna și vă rog să o credeți că sunt de bună credință, n-am niciun interes ca din acea magazie să nu obținem un beneficiu pe noi. Chiar sunt de acord să repunem pe rol discuția în condițiile în care doamna Buculuțica, administratorul Asociației Conducția SRL, dorește, poate la o nouă procedură de achiziție, poate va plăti mai puțin, că între timp valoarea acestei magazini, în condiții în care n-ai apă, n-ai curent, este mai mică. De exemplu, dacă stau bine și mă gândesc, magazia de lângă doamna plătește mai puțin, nu? Dacă stau bine și mă gândesc, decât plătiți dumneavoastră. Acolo s-a făcut un act. Da. A fost o scăpare legislativă și iar revin, este vina domnului secretar, acolo s-a dat un aviz de legalitate. N-are consiliul local nicio vină, nici poate lua, s-a ales, s-a crezut că se poate merge pe încredințare directă. Nu poți să dai, faci un act adițional la un bun de patrimoniu fără a trece prin consiliul local. Țineți bine minte că și eu am fost în aceeași greșeală, când am concesionat cele două loturi de pășunești, când am venit curtea de conturi, a fost sancționat, nu? Am primit avertisment. Practic, în drept, amendă. M-am judecat în instanță, s-am câștigat, tot datorită faptului că am pus pe ordinea de zi, din cauza lipsei domnului secretar, s-a amânat aprobarea și eu am concesionat înainte de a veni aprobarea Consiliului Local, nu? Știm deja ce scrie în decizia curții de conturi. Este clar, acest act adițional este ilegal. Pentru doamna Lucica nu încurcă nimic faptul că eu l-am reziliat. L-am reziliat, nu plătesc nimic în plus, nu pierd nimic, nu stia nimeni, nici magazia, nu am nicio intenție și trebuie să notați acel lucru. Deci nimeni, dar eu trebuie să reziliez acel act ilegal în ea. Magazia, veți menționa primarul că mâine nu am niciun interes și dacă mă dezic înseamnă că sunt zero, nu am niciun interes de a solicita ceva care nu este ilegal, nu? Ăla nu expiră contractul, domn primar. În decembrie. Și veți face de nou, doamna, eu, dumneavoastră, dați un loc de muncă cu acel spațiu, să nu credeți dumneavoastră că chiar eu mă opun. Nu. Da, de acord de idei. Hai să ne spunem și de punct de vedere și... Dacă sunt comentarii la punctul 5. Doamna... Am doamna discutat Ina. Acest punct, nu știu dacă de 5 ori sau de mai multe ori, cu siguranță cred că de mai multe ori. Știm că acel contract și scrie și în expunerea de motive a domnului primar, că nu a fost încheiată și aprobată cu avizul Consiliului Local. În hotărârea Curții de Conturi scrie clar că acel act adițional este încheiat ilegal, deci, nu, și noi n-avem ce să votăm. Odată ce Consiliul Local nu a încheiat un contract, un act adițional sau ceva, n-are ce să... A fost parte de așa. Da. Deci, bine, poți să vorbești și eu, da? Deci, ce nu înțeleg eu, da? Deci, actul adițional este un act ilegal. Da. Da. Dar totuși, forma în care, doamna Lucica, n-am nimic personal cu ea. Și forma ei actuală și de la emiterea actului până acum, înseamnă că dânsa a ținut acel spațiu în ilegalitate. Nu spațiu, numai terenul, domnule. Terenul sau ce are ea, chiriat, concesionat, nu știu exact. Ea are magazin. Dar el este al lui Brox Borundia.
Hai că vreau să intervin și eu. Nu, haide să citim, tot așa spunea și venise domnul... Am citit și eu hotărârea de la Știa, da. Obligă intimată așa să lese în deplină proprietate magazia și terenul de 100 de metri. Nu știu terenul de 100 de metri este la magazia 34 al nostru. Să vă mai spun un singur lucru care eu chiar vă... Dar am citit și eu hotărârea. Doamne, ne-ați răștit să citiți pe cap, cum vă convine. Eu vă spun cum trebuie. Acel teren, conform procesului de verbal, de predare, primire din patrimoniul fostului țeapeu către OAT Buravoie, scrie foarte clar, magazia 1-2 revine lui Biriș Nucu, sau cine era atunci, magazia 3-4, magazie de cereale, revin OAT Comuna Buravoie, inclusiv talpa de sub acestea. Ce înseamnă pentru dumneavoastră? Talpa înseamnă construcția și pământul de sub el. Mențiunea este clară, proces de verbal de predare primire. Că de-a lungul timpului, fiecare a făcut ce a vrut, fiecare a tăiat capul cum a vrut, și că acel teren a trecut prin mutarea terenului din spate, care vine la doamna Login, unde era intrarea la fostul țeapei, la care eu intram cu molotovul, care merge până în merite la doamna Chele Cristina, s-a mutat de acolo, s-a mutat sub terenul nostru. Și vreți să vă arăt că am... Și la un moment dat, când mă duc acum așa contestație, la mine în birou am o cerere a domnului Lucian Zaharia, în care scrie: domnule primar, în 2006, vă rog să-mi comunicați regimul juridic, la fel a spus și dumneavoastră. Cineva v-a învățat în 2007-2008, domnul secretar. Vă rog să-mi comunicați regimul juridic. Răspunsul din partea domnului primar, de aceea cerere, scrie: primar. Și eu o stat în birou primarului de atunci. Nu pronunț numele, dar... nu mă interesează. A semnat primarul și a stat ca primarul acolo, da? Pe baza faptului că n-a primit răspuns, domnul Luci Zaharia scrie foarte clar, la fel dumneavoastră, având în vedere că după 3 luni să nu ne-ați răspuns, vă comunicăm că nu mai plătim impozit la acel teren. Pe baza asta, domnul Luci Zaharia scrie: trece în patrimoniul meu acel teren. Mie îmi vine foarte greu după atâția ani, cu cadastru, cu încapări, cu... la fața locului să readuc la starea inițială. Dar adevărul va ieși la inițială. Vă spun că, indiferent ce se întâmplă, eu peste an nu vreau să dau cu suternat. Credeți sau nu, asta este starea de fapt. Știți bine și acceptați-o. N-a ținut treaba, nu n-a ținut, dar acceptați și starea de fapt. Am spus-o mână reală, n-a ținut și nu va mai ține. Asta am spus-o clar. Domnul președinte, vreau să intervin și eu legal. Da. Ceea ce prezintă domnul primar nu are legătură cu ceea ce dezbatem noi în cadrul acestui proiect de hotărâre. Este vorba de închirierea unei magazii. Nu! Faceți confuzie. Magazia rămâne închiriată, este vorba de teren sub magazin. Când s-a făcut contractul de concesiune, s-a de către Consiliul Local, nu o secundă. Și magazia? Nu o secundă. Când s-a făcut contractul de concesiune, între SCE, Pomluția și da. Cu Ategura Proiect, domnul contract da, poate confirma sau infirma. S-a închiriat și magazia și terenul? Pe magazie dădea un preț, 11.000 de lei. Da. Pe teren, un preț, 11.000. Consider că era o exorbitantă sumă pe teren să dai tot 11.000 de magazii. Acum, sincer, foarte pomenește. La timpul respectiv a fost orientare greșită. Dar, ca să se diminueze la jumătate prețul pe concesiune, teren sub magazii, datorită subterfugilor și cererilor care se găsesc acum în original și la primărie, așa s-a procedat. Curtea de conturi a găsit acel act adițional, în care se vede, domnule, că de la sine putere s-a reziliat actul pentru teren. Cine poate rezilia acel act adițional? Fostul primar nu mai este în funcție. Actualul primar, dacă da. Fac eu, ce spune doamna Luci? Că ai ceva cu mine, prieteni, mă scos din comună, da? Nu, da, aici... Consiliul local este patrimoniul Consiliul local, vă rog să luați decizii. Deci, dar, domnul primar, nu este normal ca să anulăm o hotărâre... Că închirierea, închirierea și actele adiționale se fac prin hotărârea ale Consiliului Local. Corect. Închirierea se face pe 5 ani, actul adițional pe jumătate din timpul de închiriere. Asta e pe vederile legale, da? Bun, în momentul în care dumneavoastră acum a venit, actul adițional este făcut fără avizul Consiliului Local. Dumneavoastră cereți noi Consiliul Local, care și atunci și acum reprezintă comuna. Da. Să anulăm o hotărâre, anulând această contractul care de fapt a fost făcut fără avizul Consiliului Local. Ceea ce nu e normal. Asta, așa văd eu.
În moment, n-ați găsit o altă cale. Există calea juridică. Vă puteți acționa în instanță. Este patrimoniul Consiliului. Domnule, nu contează. Deci, sunt mai multe forme de a găsi o soluție. Dacă nu, lăsați-l așa. Dacă nu, mergeți în instanță. Eu, din punctul meu de vedere, nu voi vota niciodată un contract care nu a trecut prin Consiliul Local. Indiferent că e contract de concesionare, închiriere sau adițional. Pentru că el, dacă s-a făcut ilegal, a constatat Curtea de Conturi. Dar nu mă poate obliga Curtea de Conturi să votez rezilierea unui contract pe care nu l-am avizat. Concret. Și nu voi vota. Ca fost consilier, domnul Barbor, și fost candidat la primar. Vă întreb astăzi. Votat atunci concesionare. Ca fost consilier, ați aprobat la timpul respectiv consilierea, da, ați aprobat consiliul local, da. Închirierea. Da, adițional nu l-am aprobat. O secundă, statul să urmărim ideea la final. Da, magaziei și a terenului de sub magazie. Cum ați urmărit dumneavoastră consiliul local ducerea la îndeplinirea hotărârii dumneavoastră? Nu prevedem proiect așa ceva. Da, proiectele de hotărâri nu intră în... Domnul, ia faceți o mare... Domnul Cotar, vă rog să explicați asta. Ce înseamnă din punct de vedere? Faceți o mare greșeală în ceea ce privește atribuțiunea unui consilier. Deci consilierul nu este obligat să ducă la îndeplinire, să vadă cum s-au dus la îndeplinire hotărârii. Cum s-au dus la îndeplinire? Atâta timp, că în orice proiect de hotărâre, dacă vă uitați, avem este desemnat prin cadrul unui articol, persoana care duce la îndeplinire prezenta hotărârii. Acea persoană care este desemnată de Consiliul Local va răspunde în fața legii dacă a respectat legea sau nu. Nu este eu nu pot să vin să vă verific pe dumneavoastră. Nu-mi dă voi legea. Păi, dumneavoastră sunteți cel care trebuie să duceți la îndeplinire proiectele de hotărâri care devin hotărâri. Eu nu pot rezilia de la sine putere, da? Eu sigur nu pot. Este patrimoniul consiliului. Puteți acționa pe cale juridică, dați în judecată... Eu știu care sunt termenii juridici și data asta îl duc până la capăt. Fiindcă eu sunt singurul care dau cu subsemnatul la curtea de conturi. Da? Eu acolo trebuie să spun, da? Să vă citesc mot a mot. 2. Punctul 9 din decizia 77 din 15-11-2013 a Curții de Conturi a României, Camera de Conturi Bacău, în care se constată că în anul 2011, nu era meu primar, s-a încheiat un act adițional la un contract. Cum se face un act adițional? În primul rând studiați legea, domnul Barbu, că chiar am pretenții la dumneavoastră. Actele adiționale la un contract se fac de către Consiliul Local. Fiți trebuia să treacă proiectul de hotărâri propus de primarul din funcție de atunci, cu avizul secretarului, trebuia să... Considerați din punctul de vedere al dumneavoastră un act adițional la un bun de patrimoniu, încheiat fără aprobarea Consiliului Local, este legal sau nu? Întrebare de bară, dați-mi acum. Este legal sau nu? Nu este legal, dar... Deci noi ce facem? Menținem Consiliul Local în stare de fapt? Eu n-am pus păzul. Din punctul meu de vedere... Domnul primar, în 2012, când am instalat instalare, în august vă aduc, am somații, spălăsesc magazia. Fără să mă întrebe laie sau bălaie și vă aduc actul. La ședința următoare vă aduc somația. În termen de... Și o ultima întrebare. Domnul primar, doamna Bucur, plătește la zi prevederile din contract privind închirierea magaziei și a terenului? Da. Plătește pentru magazie. Dar plătește la zi. Consiliul Local, cum nu de 11.000 de lei, dădea un leu, și Consiliul Local aproba pentru teren un leu, Curtea de Conturi spunea, bravo, este ok. Da? Revin, am avut aici pe hol un bancomat, că după aia l-au și luat. A venit Curtea de Conturi și mi-a luat bine pe domnul contar, domnule, ăsta plătește chirie pentru bancomatul ăsta, aici era becereu sau cine. Da, becereu. Și a zis, domnule, nu. Plătește dumneata cu contatul. Când le-a spus ăsta, când îți plătească, va fi un metru pătrat acolo, și-a luat bancomatul, s-a plecat. Am avut caz cu poliția, au spațiu de acolo. Am fost nevoie și am impozitat pe postul de poliție, inclusiv curent, le-am calculat, am câte calculatoare, cât seros, cât alea, telepoște, cât curent consumă, plus căldură, și i-am impozitat 61 de milioane pe care i-am și primit de la Inspectoratul de Poliție Județean Bacău. Nu pot închiria un metru de teren fără să am un leu. Este un leu ca asta, este Consiliul Local. Este un leu, dar nu poate fi zero. Reține, zero nu există, UAT-ul nu poate face... Da, da, am spus
cu toată inima și am dat și bă, bește, da, este ok. Noastră vă spuneți punctul de vedere, eu sunt obligat, uitați ce spune mie puntea de cor. Pentru aducerea la îndeplinire a punctului 9 din decizia 77 din 15-11-2013 a Curții de Conturi, se impune inițierea, dezbaterea și aprobarea unei alte hotărâri privind rezilierea actului numărul adițional numărul raportat de notamon, mură în gură. Eu, este a cincea oară când mă pun. Decizia este noastră. Eu când mă duc, pe mine nu mă poate lega. Dacă va constata Curtea de Conturi că nu s-a respectat legea, este cu totul altceva. Eu voi merge acum la prefectură. Voi contesta acest punct al dumneavoastră și decizia vă aparține. Deci da. Sunt mergem în instanță, domnule, că noi suntem învățați. La... Nu din cauza mea. Domnul Pașcu. Cred că trebuia imediat după 2012, după alegeri, că nu se expirase cei 2 ani jumătate, care mai avea dreptul, făcut rezilierea contractului ăsta adițional și imediat tot în ăla pus închirierea cu suma de. Și atunci mergeam... Păi eu mă rog, eu mi-am doamna Bucur. Ești tot acolo, acum o rezilier și acum îl pui pe loc. Care-i problemă? Dar sunt 100 de ore. Domnul Pașcu, dar domnul Pașcu, acum să pui tot. Faci proiectul cu tăria și închirierea și tăria. Acum a pus și atunci o pui. Păi e să pui, domnul Pașcu, să pui. Ce facem? Domnul Pașcu, de câte ore am spus același lucru? Degeaba. Scrie aici, vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică organizată în condițiile... Având în vedere, nimeni nu orice. Acum, Legea nu prevede că chiriașul are dreptul din nou la urmă. Nu scrie lege nimeni. Vine așa, licitează metru pătrat la maxim și trebuie să dai lui. Chiriașul are dreptul de preemțiune. Are un punctat că stabilești că ai bune stații. Dar nu poate fi singur. Bă, da, dacă ea să constate că o stat ilegal până acum, mai dă voie... În caietul de stații îl prevedem în mod expres, domnule. Este un concesionar. Sigur, așa voi merge, dar altă variantă nu am. Vă duceți în instanță. Dacă mai sunt înscrieri la cuvânt. Doamna, la punctul ăsta, da? Dacă mai... Dar am ce să vă scriu la cuvânt, dar am spus un singur lucru. Ceea ce a spus domnul Pașcu, când se reziliază un contract, eu nu mai sunt chirier, sănătate, bună ziua. Așa. Să face licitație, să anunță, să public în ziua, și așa mai departe. Foarte bine. Haideți, supuneți la e bine că știți, mă bucur de ce ați făcut actul adițional. Domnul German, dar dacă eu deja am făcut actul adițional... De ce l-ați făcut dacă știați? Dar de ce să nu-l fac? Dacă aveam dreptul, de ce să nu-l fac? Nu vă spun un singur lucru. Dacă n-ar fi ca să fie exact, cum se spune, ură personală, după ce s-a instalat domnul primar la primăria Gura Văi, vă aduc, a spus la ședința următoare, în luna august, înainte Sfânta Marie, somații să părăsesc în termen de nu știu câte zile magazin. Vă rog frumos, vă aduc. Domnul primar putea atunci să vină să spui, băi tinei, nu este bun ce este. Vă aștepta să vină Curtea de Conturi în 2013. Are rău. Să vă mai Eu v-am spus părerea mea. Eu consider că totuși e un act ilegal și... Ilegal, eu îl votez, dacă e ilegal. Ilegal pentru că n-a trecut prin Consiliu. Da. Păi, și la fel și să-l votez eu că e ilegal. Și să mă implic eu în calitate. Cine te abține? Cine e pentru? Tu dacă ai votat pentru abținere. Abținere. Au fost discuții, da? Cine se abține, cine... Abținere, iau-o de aici. Abținere. De aici. Asta dă ce mai repede. Pentru? Păi pentru au fost 3. Și abțineri... Le potrebuie nimeni. Și restul sunt cu abțineri.
9 se obține. Hai că și la punctul următor. Păi, punctul următor. Păi, pe care citește domnul 4. Hai este punctul 6. Mai da, citiți, domnul. Înainte de diverse, da. Grupul de consiliere au depus la primărie, la secretariat, un proiect de hotărâre în care revenim și articolul 3, vă rog să consemnați, doamna secretară, că îl scoatem din proiect. Deci articolul 3, numai articolul 3, da? Și proiectul sună în felul următor. Deci articolul 1 se repune doamna Bucurulcica în drepturile legale de consiliere local al Comunei Gura Voi, județul Bacău. Articolul 2, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere care se referă la anularea hotărârii. Președintele de ședință și secretarul comunii vor duce la îndeplinire prezenta prevedere a hotărârii. Prevederile prezente hotărârii transmise de către instituția, la instituția prefectului, prefecturii, la primarul comunei și doamnei Bucurulcica. Semnează un... Da. Deci, articolul 3, deci, el este scos. Și chiar mă vorea acest lucru. Motivație este simplă, face parte... Hotărâre de judecătorească rămasă definitivă. Deci noi am fost nevoie să scoatem articolul 3 din cauza că în hotărâre se anulează hotărârea dată de Consiliul Local privind suspendarea, doamne. Aș avea o întrebare. Recuperarea banilor se va face în baza unei alte hotărâri judecătorești pe care doamna Bucuru va, la tot probabil o va obține foarte ușor. Vă rog să menționați acolo. Aș avea o întrebare pentru grupul de consiliere. De unde atâta dragă pentru a-și da bani înapoi? Că este al doilea. O secundă. Stai un pic, l-a scos. Dar intenția contează. Că e în hârtii, în acte, da? Parcă mă revăd în decembrie anul trecut cu câtă grabă un grup de consilieri. Iar tot la fel. Vreau să rezoluționeze contractul de concesiune făcut de Consiliul Local al Comunei în 1996 și să-i dăm și banii lui doamna Bucurulcica din 1996 până în prezent. Că n-a primit, doamnă, stați un pic, e aceeași speță. Și să-i dăm și banii înapoi, în care era o care a fost considerentul și atunci. Domnul primar, nu ați dezinformat consilierea. Păi, dar de ce, doamnă, tot încercați să încălcați legea? De ce să dea banii înapoi? În proiectul hotărâre să dăm banii. Atunci, și atunci scrie tot la fel, că l-am la mine, doamnă, și am să vi-l citesc în nota mor. Am și eu, domnul primar. Cu returnarea banilor din 1996. N-ați avut contract de concesiune? Știți ce scrie în proiectul hotărâre? Că n-ați primit acel teren. Aveați proces verbal de primire a terenului, aveați făcut miradul pe Ion Dumnezeu să-mi ierte. Și n-ați primit, n-ați avut contract de concesiune pentru terenul care dumneavoastră vă stăpâniți ilegal? Domnul primar, dacă tot zic, cine a făcut un salvare? Și a cui terenul ăla, domnule, s-a fost primar? Noi am făcut proiectul din hotărâri, într-adevăr, s-a strecurat o greșeală acolo prin acel articol 2. Acum am articol 3, l-am scos de pe ordinea de zi și deci am luat acest proiect de hotărâri. Pentru că în hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă a doamnei Bucurulcica din 4 iunie 2015, judecătoria spune, admite acțiunea privind pe reclamanta Bucurulcica și pe pârâta Oate Gura Văi, cu sediul Comuna Gura Văi, județul Bacău, pârât Consiliul Local Gura Văi, cu sediul în Comuna Gura Văi, județul Bacău, dispune anularea hotărârii de Consiliul Local numărul 17 din 27-2-2014, emisă de pârâtă. Deci, neapărat trebuia Consiliul Local să anuleze acea hotărâre. Deși știm bine că și atunci am avut intervenții și am spus
Consiliul local nu poate să demită un consilier, ci poate să ia act de acea faptă. Păi în procesul verbal de acolo, știți că au fost atâtea discuții pe baza acelei hotărâri de Consiliul Local dată și tot a fost schimbată, semnată hotărârea de Consiliul Local de 5 consilieri trimisă la Bacău la prefectură, eram președinte de ședință, s-a schimbat hotărârea de Consiliul Local sub o altă formă, a fost joi, într-o joi, pe 27 februarie și trimis apoi luni sub o altă formă semnată de mine la prefectură. Domnul primar, deci neapărat trebuia să intervenim, pentru că dacă ne deschide un proces, eu v-am spus, nu am chef să plătesc bani de acasă pentru că dumneavoastră vă iubiți un consilier sau nu-l iubiți. Nu există așa ceva. Dacă este pe râtă Consiliul Local, eu cred că Consiliul Local trebuie să... Haideți să vă dau eu un argument foarte clar. Mi-aduc aminte de-a lungul timpului. Erau 6 consilieri care dormeau noapte de noapte în gura. Voi și erau 8 care făceau naveta. Marți, chiar Tărteanu Răi, Ianu... Păi de asta, păi, stai o leacă, doamnă, cum... Așa ne-ați luat și nouă din indemnizații într-o lună, că așa ați avut chef dumneavoastră, așa faceți și acum puniți pe pătrânturile... Dar să luat la toată lumea, domnul primar, vă rog să respectați la toată lumea, nu numai la Bocâțiva. Domnul Ierachie, vă rog frumos să scrieți-vă la cuvânt și hai să respectăm la ordinea de zi. Pot să vorbesc și eu? Păi în legătură cu proiectul ăsta de hotărâre, nu știu dacă toți colegii au primit material. Eu cel puțin, eu nu am primit material. Doamna Lucica, vorbiți și înscrieți-vă la cuvânt. Dacă vrei să-mi-l dai și mie să citesc, că am înțeles la un punct aici, la un articol, că președintele de ședință răspunde... Nu, președintele de ședință nu are nicio treabă. Sau, păi nu, duci la îndeplinire. Duci la îndeplinire. Domnul Barbă, am înțeles greșit? De asta e bine ca să... Trebuie să semneze. Eu oricum o să mă abțin, pentru că... Nu, asta e proiectul de hotărâre ăsta. Deci ăsta îl căutați. Proiectul vrei? Proiectul de hotărâre. Păi ne caută domnul Găman. Am să vă dau eu două argumente. Până la urmă este un semnal de alarmă pentru toți cei care vor să candideze la funcție de consilier, de primar. Dormiți în gura voi, fraților. S-au zis când bate toată și când trage gura validitate, voi controla să fie cetățeni care dor, trăiesc efectiv viața comunei. Nu vă dă voie legea, domnule. De domnule. Dacă vreți să vă spun ce spune legea, am studiat-o, domnul Barbu, nu mă contraziceți și dacă aveți argumente legale, să-mi aduceți. Nu sunteți organ de poliție. Ba, eu da. Nu aveți. Este comisia de la biroul electoral al comunei care veniți. Nu poți să ai domiciliu pe altă localitate. Nu puteți face nimic. Domnule, păi de-aia, domnule, a fost adeptul... Vă îmbătați cu apă de ploaie, domnule. A fost unul din articolii încălcării de lege, domnule. Ca să vă fie clară treaba, de-aia puteți de un zi... Stai, domnule, vorbesc eu. Doamna Bucuruțica n-a avut bunul simț ca 6 ani să-și facă domiciliu pe dura voie. Instanța încăduiți așa ceva? Domnul primar, instanța hotărâre. Să vă spun de ce ani. Să vă spun de ce ani. Că ați pierdut. Instanța. Să vă spun de ce. Cineți mai pierdut toate procesele de Bucuruțica. Domnul primar, dar de ce vă spun de ce. Să vă spun de ce am pierdut, fiindcă... Comisia de validare de pe scenă, nimeni nu ne-am gândit, sincerim buletinul doamna Lucica, fiindcă secretarul și cu Palimariu care erau obligați să verifice validitatea, să dea aviz de validitate al candidatului. Avizul a dat un judecător, domnul. Nu, l-a dat și acel judecător care a dat avizul era implicat dacă nu dădea acel aviz. Trebuia să dați în judecată judecătorul de la ONEX. Dar știți când? Când v-a solicitat doamna Lucica banii, știți cine v-a plătit? Comisia de validare de pe scenă, domnul secretar cu Palimariu, care au fost plătiți, s-a plătit de milioane ca să valideze participarea la alegerea doamnei Bucuruțica și domnul judecător Asabi va plăti indemnizația de consilier. Că la data când doamna Bucuruțica... Dar domnul judecător Asabi ne-a dat hotărâri de la vorba asta. Bine, rețineți, asta știți mai bine, nu am văzut. Aveți
asta și eu mi-am spus, bă. Haideți să votăm cazul. Doamna Lucica, vă rog frumos. Deci, eu personal, cu articolul 4, nu sunt de acord. Cine e inițiatorul de proiect? Păi nu putem. Trebuie să fie cineva. Unul trebuie să fie inițiator de proiect. Ca președinte de ședință, ești obligat să semnezi hotărârile. Domne, dacă vrei domnul să nu le semnezi, hai să semnezi. Și spui, refuz să semnezi. Cine a fost inițiatorul? Semnăm noi trei, domnule. Deci articolul 4, domnul Bar. Trei. Suntem colegi, da? Articolul 4 spune, președintele de ședință și secretarul Comunei Gura Văii cu aducerea la deplinire a prezenței hotărâri. Deci noi... Adică ce treabă are președintele de ședință ca să ducă la îndeplinire? Bine! Domnule, dar nu știu să citesc, dă un aibit. Semnați trei consilieri. De ce să duc eu la îndeplinire o hotărâre? O semnăm noi, domnule. Trei consilieri care au fost inițiatorii. Eu, în principiu, sunt de acord. Proiectul va trece. Proiectul va trece. Și dacă trece proiectul, o semnăm noi. Domnul Bar. Domnul Bar. Domnul Bar. Pune la vot. Deci eu nu sunt de acord. Este alta că ai aflat act de suspendare. De domn primar. Și acum de ce trebuie să votez intrarea înapoi? Păi da. Păi am luat act de orice. Păi da. Dar nu ești obligat. Vă zic că nu ești obligat să votezi. Noi votăm. Hai să punem la vot. Eu am o propunere, domnul Bază. Să punem la vot. Bănuiesc că dumneavoastră sunteți inițiatorii. Deci, puteți schimba aici. Eu n-am nicio treabă. Sunt președinte de ședință, dar eu nu trebuie să duc la îndeplinire o hotărâre. Nu sunt secretarul unității duce la îndeplinire, nu sunt președinte. Ce treabă are președinte de ședință să ducă la îndeplinire hotărârea articolul 1 care se spune că doamna Lucica, pentru că eu am luat da. Deci o hotărâre o duce primarul secretarul unității. A Consiliului Local și nu asta a luat da. Acum eu ce fac? Duc la îndeplinire ce? Deci eu consider că articolul 4... Domnul Gamar, ca președinte de ședință, data viitoare, pentru că noi dăm astăzi o hotărâre din Consiliul Local, dacă această hotărâre din Consiliul Local va trece, dumneavoastră, la ședința următoare, trebuie să o primiți pe doamna Bucur Lucica ca fiind consilier. Deci asta, la asta se referă articolul de acolo. Păi atunci modificați, vă rog frumos, președintele de ședință nu duce la îndeplinire prezenta hotărârii. Care hotărâre, doamna? Care hotărâre? Care? Pe care astăzi noi o luăm, că o repunem în dreptul pe Consiliul. Secretarul. Atunci, doamna, vă rog să... Ce treabă are președintele din ședință ca să ducă la îndeplinire o hotărâre? Mai înainte spuneați, domnul Bar. Nu? Secretarul și președinte. Și mare. Ai luat act și sănătate. Ce să votez? Nu votez nimic. Ai luat act și votez sănătate. Tot atâta balamușa aia. Prin act ai luat act că s-o trebuie suspendat, atâta trebuie și acum. Nu cu vot și cu nimic. Proiectul s-a votat atunci, se votează și acum. N-am votat niciun proiect de hotărâre, domnul Bar. N-am votat cu Ostel, dar uite ce scrie hotărârea judecătorească. Eu așa știu. Eu așa știu. Pentru că ți-am explicat mai înainte, s-a dus la Bacău, la prefectură, două rânduri din hotărâri din Consiliul Local. Domnul primar spune cei care candidează să aibă să fie din comunitate. Spune la vot proiectul și dacă trece bine. Domnul primar, în situația care sunt eu și dumneavoastră. Spune la vot cine este pentru în situația în care sunt eu cu mutare. În dreptul al doamnei consilier. Cine este pentru repunerea în dreptul al doamnei consilierului Lucica Bucur? Da. Deci nu sunt, pot să scrie deci la acest verbal, nu sunt împotrivă, dar nici nu votez că eu am luat act de suspendare. Așa sună atunci. Am luat act de suspendare a doamnei Bucur. Nu din, n-am votat. Dar adică unde? Nu? E ferică? Da, nu sunt împotrivă, dar nu votez. Deci abține. Abține. Am luat act de suspendare, nu am votat suspendare. Trei acțiuni. Mi-a venit să fie când doamna Bucurucica. Nu trebuie teren de sport, nu trebuie. Restul sunt pe au fost doamna Bucur votat multe voturi. Și fără votul doamnei Bucur, nu luați. Nu luați.
baza sportivă, nici 2, 3, 4, nici cu DIC, 5, 6, 7, 8, 9 inci, da. Divers. N-avea nevoie de sport, n-avea nevoie de DIC, n-avea nevoie de sport. Mai bine așa, un an de DIC. Nu mai e una. Da, hai să mergem mai sunt câteva la diverse. Sunt 9 inși cu liga. Deci a trecut până. Fă probleme, n-ai treabă. La diverse. Deci da, e cel care trimite invitația. Se vedea la trimite la prefecturia. E aia să apară așa. Și dacă erai preștin, știi, nu mă poți obliga să fiu la îndeplinire. Nu, deci n-ai treabă. Dacă te-ai primit invitat, domnul Petru, că am luat act. Noi n-am votat să dăm jos pe tine. Am luat act. Discuțiile pare. Soluția cea mai bună. Nu mai am pic. Ca să nu se ajungă la această situație penică. La domnul primar, îi dădea ordinul conform hotărârii secretarului. Doamna Bucur, o invit la ședință, la ședința următoare și cu asta basta. Nu era niciun fel de problemă. Știți că n-am avut intenție. Nu știu, ai intenție. Și treceai peste situația asta. Dar dumitale nu puneai pe ordinea de zi. A fost nici... artizanul, unul din marile măgării pe aici. Ia ți-am luat cu așa e, cu măgării. Așa e, da. Uite că a trecut. La ședința următoare trebuie să o aduci. Când ați avut nevoie, totdeauna v-ați urmărit scopul. Nu v-ați probleme. Doamna, știți că vă va vota. La diverse. Domnul Marius Lușan. Dacă ar vrea să spus ceva, domnul Costel Bunan la diverse. Ce să spun? Am văzut că fac ăștia un pod la drumul ăsta acolo, care face parcă face podul peste Siret. Foarte bine, este proiectul european să facă. Doamne! Deci proiectul european, care dacă nu, ala, reține. Drumul comunal la noi acolo. Rețineți, dumneavoastră să apreciați că se face așa cum scrie. Da, da, din când pe domnul băgat acolo mai făcea un pod de zi. Asta scrie proiect, asta vă face. Da? Este proiectul european. Lasă-l facă. Doamna Lăcica, vă rugăm frumos să păstrați liniștea. Încercați să mai firma, contactați pe lunatul public, domnul primar, mai sunt becuri care s-au ars. Da. Deci sunt foarte multe becuri care s-au ars. Și o rugăminte care știu că o să duc în vestea în sat. Cei care le-au tras spre curte, n-au decât să puneți firma să le tragă la stradă înapoi. Sunt pe zona Inății 3, zona Drăgușului 2. Becurile? Da. Pe dealoane 2. I-am pus în curte? Nu, am dus becurile. Întoarsă becurile la stradă. Aaaa, ca să ai lumină în curte. Care și-au pus de la el în stâmp și l-a prins, e treaba lui, el n-a nicio treabă. Sunt două, la Pradai și au pus o la Pradai. De luni, firma de așa trebuie să mai... Cum își le legate? S-a mai mărit noastră obine să ne vede din nou. Ce-a fi de mare? Prima parte, nu? Trei luni, frumos. Și aș avea doar câteva cuvinte. Ca o prezentare, ce aș avea să vă informez, să aș ține neapărat. Domnul Pantru, o secundă și după aia dumneavoastră vorbim să vă spun. În legătură cu, eram dator cu niște răspunsuri la dumneavoastră. Baza sportivă. Și tranșa 1 și tranșa 2 sunt aprobate. Azi am trimis ultima notificare cu domnul contabil, vor veni bani cu scurile. La drumul, la drumul rap. Alunările trebuie să respectăm etapele care sunt în contractul de finanțare. Am avut stadiul de inspecție de stat în construcții. Ei, asta a însemnat o perioadă de 52 săptămâni de... pauză până am primit aprobările de la Inspecția de Stat în construcții. De luni, de fapt ei lucrează și acum la pod, de acolo, da? La pod, la trandafire, o băie 6 metri de asfalt, în urma beton, ce a venit de la... Dom'le, da, este ok, că acolo nu se acceptă. De aia, eu v-am spus, proiectul european, e bine că se respectă legislația, e bine că toate au revenit la normalitate. De luni vor începe ea să toarne betonul la șanțurile, la rigolele, cum e acolo la mea, cred, la vela, la băiatul la care deja au acces greoi în curte și se va turna stratul 2. La stratul de doamnă a avut
vă interesează ce spun, că pentru că dumneavoastră n-ați mai fost de mult în mijlocul nostru, vă interesează. Dacă nu, l-am desmânt pe Gorgi Paia. Stratul 2 se va turna în mijlocul limite, ca e vremea destul de rece. Cred tot săptămâna viitoare ca până pe 10 noiembrie să fie gata implementarea proiectului. De la 10 noiembrie încolo să facem ședință de consiliu, să aprobăm banii, până ce ne vin banii la teren, noi numai să-i redistribuim către drumul la Dumbrava, ca până pe 31 decembrie să primim banii. Înapoi cele 3 miliarde de la drumul la Dumbrava. În legătură cu containerul, primesc tot felul de notificări. Ce-ar vrea să se știe, și este bine că participă și domnul Andreescu alături de noi, eu chiar mă bucură, le-am dorit mijlocul nostru mai des. Noi facem parte din Asociația de Dezvoltare Intracomunitară Bacău, ADIS Bacău de Salubritate. Suntem prinși într-o asociație în care suntem 66 de comuni. Ce fac toți, facem și noi. Toți se duc prin sat, tot felul de vest, la porți de stradă, la alea, că va fi 10 lei de persoană. Am spus-o și mă repet. Va fi un preț rezonabil pe cap de persoană pe lună. De vrem, de nu vrem, nu avem altă variantă decât de a face acești pași. Vrem să scăpăm comuna, toate puraile, toate ulițele de mizerie, de gunoaie. Este singura șansă să fiți alături de mine. Sincer, o spun cu, așa, cu regret. Chiar am poziții de consilierii mei care n-au cuplat cu trei. Am spus, bă, merge din poartă în poartă. Ba de la urmă, băi, contarele vin gratuit, nu le plătești. De le iei, de nu le iei. În momentul când va veni hotărârea de consiliu local definitivă, bunoiul va plăti fiecare cetățean. Nu poți să spun, tu plătești și tu nu plătești. Aici nu încape compromis. Deja acum când mă duceam cu containerul, băteam de poartă în poartă, unde până acum era toată lumea indignată că nu reușim să abordăm, să facem un proiect european pentru reciclarea gunoaielor menajere. Acum toți spun și eu nu dau gunoaie, eu dau un fundul grădinii. Toată lumea acum era perfectă, nimeni n-aruncă un gunoi, dar pe împărții și celelalte le strâng eu cu oamenii la stos. La ce sumă se va ajunge de membru? Că sunt niște discuții. 1757 de contare. Până acum la ce sumă se va ajunge de membru de acolo? Vă dau acum, le-am și ținut. Păi azi e foarte bine, asta azi am primit de la sunt niște oamenilor pe Facebook, nu le puteam și chiar nu puteam spune în sat când mă duceam sumă exactă. Eu merg pe sumă care se stabilește de Consiliul Director al ADIS-ului, probabil că la care mă adecura voi, prin reprezentanți primari, face parte. Eu am un cuvânt de spus acolo, pe baza hotărârii de Consiliul Local pe care o vom aproba la următoare. Vă dau răspunsul acum. În condițiile în care nu s-a autorizat, nu, e 100% făcut depozitul la UNESCO, deci lângă chimic. Sunt în stadiul de obținere aprobări și autorizații de funcționare. Deci până la finalul anului vor fi obținute acele autorizații, avizi. Când vom transporta la UNESCO, va fi sub 3 lei pe cap de persoană. Nici o bere. Da? La UNESCO, sunt mai puțin kilometri. La ora actuală, în urma calculului făcut și a studiului de fezabilitate, vă prezint planul anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul Sistem Integrat de Management al deșeurilor solide din județul Bacău, la care Comuna Gurava este parte integrantă. Pentru anul 2016, persoană fizică, 3,7 bănuți de persoană. Era estimat la discuția care am avut-o cu toți primarii din toate comunele. Din toate comunele era estimat la 3,5. În condițiile în care Comuna Gurava este mai depărtat, de exemplu, sunt comune, cum e Nicolae Băcescu. E la 2 km, ăla va fi 2,4 bani, 2,5 bani. Cum vom fi noi în conjunctura în care vom duce la UNESCO. Atunci va veni mai greu la care aduce de la Rădoaia aici și va plăti mai mult. Dar noi, la ora actuală, e 3,7 bani. Cazul în care aceste prețuri, ca să nu ne depărtăm de la sumă. În cazul în care într-o familie nu există posibilitatea, numărul membrilor este mare, ca să nu se plătește aproape 4 lei, să zice că sunt 5, 2, el ca să dea un 200 de, nu are.
este o posibilitate prin hotărâri de Consiliu să poate găsi o modalitate de a-l face să nu mai plătească. Oricum el trebuie produce culoare. Nu, n-are nimic, n-are niciun venit. Și atunci, cum putem proceda? Aveți cumva în programul lor și o astfel de situație? Depinde de hotărârile Consiliului Local cum îți gospodăresc sumele pe care le... Deci aici va veni o sumă pe familie. Pe toată comuna raportat la numărul de membri. Comuna raportat la numărul de membri. Mai există un criteriu, o să vă dau tuturor. V-am spus că ăsta l-am primit puteați pe ora de fax când l-am primit, înainte de la secția de Consiliu. Și atâta am apucat să semnez aici cu albastru ca să... Mai există un alt criteriu. De exemplu, ei mai noi pentru ziua de azi și vă spune, domnule, gunoi de grază îl folosesc gunoi natural pentru necesarea pământului, nu mai dai azot. Când vă știi că acele vreascuri le pune undeva să se vor compostați, vor macera în timp și folosim gunoi, da? Iar gunoiul menajer, care e unul, care nu-l putem folosi nicăieri, și ăla efectiv să-l punem la contane, vine mașina să-l preia atunci și prețul va scade. Deci astea sunt prețurile maxime estimate. Domnul primar, stați temei, domnul primar. La noi în Buravei, față de Temelia, drumurile sunt mai greu, practic, mai ales acum cu alimentarea cu apă. Da. S-au distrus prea tare, vine sezonul cu ploi și... Da. Mașinile vor merge inclusiv pe zonele de pe deal sau merg numai pe jos sau intervenim noi Consiliul Local și ajutăm aducând... Cum se va proceda în această situație? Vor merge pe toate ulițele care le-am stabilit cu mențiunea următoare. Sunt ulițe pe care, de adevăr, accesul se face greu. Acolo vom primi containere. Avem 25 de containere de 100 de litri mari cu platformă betonată. Avem 25 de containere. Noi din stat, împreună cu inspectorul de urbanism, domnul Panțâl, domnul contabil, domnul Antoș, am stabilit, domnule, pe uliță la, spre exemplu, la Bulai. Nu punem tocmai, da? Merge mașina acolo. Am dat un exemplu, fiindcă te-am dumneata în față, mi-ai pus o întrebare, da? Acolo nu pot să intru cu mașina. Un container la 30 de metri, vine omul și acolo vine și mașina mare, îl răstoarnă. Problema mare este că unde am plasat betonul ăla? Că trebuie să găsesc terenul la oameni. V-am spus că... Domeniul public, cum să pune terenul? Pune-l în drumul ăsta. Păi în drumul, pune mașina. Vă dau răspunsul tot eu. Nici n-ați ridicat problema, nu așteptat răspunsul. Deja decizia este luată. Pe... tot teritoriul comunei Buravei s-au stabilit locațiile. Așa că nu vă faceți probleme, s-a stabilit acolo, acolo. Da, unde acolo, vrem în răspindere în fața magazinului dumneata, da? Eu n-am magazin. Nu, da. Scuză-mă acolo, unde l-ai avut dumneata. Acum ar fata, vrei motamos, spun mult tot. Lăsăm să-i credem la sfârșit, după faptul, după serică. Am stabilit unele puncte. Și fiecare va fi înștiințat la timpul respectiv, va vedea că acolo bine se construiește, sunt banii europeni. Și ar vrea să fac mențiunea, domnul Vizan, fac mențiunea. Faceți-vă purtătorul ideilor mai noi, în mijlocul populației. Nu există varianta când dau foc în fundul curții. Nu este varianta că nu iau container. Cine spune, doamne, ia. Dar trebuie să mai vină containere, nu? Iei container sau nu, de fapt mai vine cu 1000, aproape 1000, că, da, 1757. Vă dau varianta Buciumului. La Bucium vine mașina de gunoi și toată lumea scoate un saș de rafie sau un lighene sau... Eu zic că am... suntem cu pas în plus. Că acum, în viitoarea perioadă și Buciumul va primi acele containere și ei s-au înscris în ADIS, este ok, nu? N-ar vrea ca la Hilegiu, merge spre Bacău și văd saci grămadă, îi țigăneau. Păi este posibil ca astăzi eu, consilier, vin și te rog, băi, du-te din poartă în poartă, spui, da, și da, și nici eu n-am să dau bunuri, nu există variantă. Asta vă rog, în numele de doamna, eu am dat un exemplu, mă uitam la domnul Vârlan. Până mai ieri, toată lumea mi-a dat exemplu cu Rădoia, cu Comuna Parava, că cu Rădoia scoate containele, au tot și acum nu la mai spune. Mai... Și acum spune, eu nu iau containele. Păi ce-i asta? M-am dus pe câmp și am luat omul de la porumb și l-am lămurit, vin o domnă și ia containele. Ia toată lumea, mai ales pe toale, nu punem problema. Ce vă rog, mai greu, o să vină să ne roage, să evităm. Tuturor se vedeți, aveți rude, aveți prieteni, vă rog, foarte mult m-a ajutat, uitați aici. Hai. Marcel, a venit cu mașina, a cărat cu căruțe, m-a ajutat foarte mult. Și a cărat și el. L-am avut domnul Mustea,
A cărat de acolo cu fontane, cu neamul ăla, m-a ajutat cu fratele doamna Elena și foarte mult. Au cărat cu mașină și i-au ajutat ce pețenii de la un moment dat, de o distanță de la școală până pe dealul Oanii cu alea. Este foarte important ca noi să știm, să lămurim populația, că nu este varianta, că dacă nu iau fontane, nu plătesc. Încă o ordine. Și încă o lămurire. Este greu de pus pe Facebook sau să scriu acolo în fața primăriei, la vizie sau pe așa, în locuri mai circulate. Să scriu, domnule, este inuman să nu iei în containere ca să oferă gratuit. Persoanele care nu, aceste containere sunt cu un număr propriu, sunt personalizate. Și dacă ar fi să le ia de la noi, să ducă cu el la Nicolae Bălcescu, când aduce înapoi, ți-l aduce tot pe ăla. Că dacă duceți să dintr-o greșeală să ajungă în altă comună, știe când a băgat codul ăla, știe că e comuna cu voi, persoana de Manelu sau Mihacea Valerică. Sunt personalizate. Încă o treabă. Mai există și aici un criteriu de plată. Și acum dau răspunsul celor care au spus că, domnule, ce se întâmplă într-o familie mai numeroasă. O familie mai numeroasă, al cărui container, se duce odată pe săptămână. Deci nu depășește. Normal, cam cum se estimează, domnule, dacă o familie de 11 persoane, ei nu se ține, ia o decizie, nu ia, că e familie nevoiașă, o ia la cantitatea de gunoi menajer pe care se o colectăm și o transportăm, nu? Dar acea familie, gestionată cum trebuie de un gospodar, știe să ducă aceeași cantitate de gunoi pe o familie cu două persoane, nu? Este o treabă de a ști să te gospodărești. Dumnezeu îți dă, dar într-o aistă nu-ți bagă. Nu, încă o treabă. Bine. Vreau să vă dau toate detaliile, ca să nu purtăm discuții cu ei. Domnule, hai ca să mai vorbim și noi. Pentru cei care nu o să vrea să ia contact, nu poți obliga. Te duci la el, dacă el bătut în cap, ce vrei să... Domnule, nu mai ia cazul la el. Nu, hai să-l prins că aruncă cu noi, nu știu, nu ai poliții locale. Dacă eu de sat am jumătate plecat, cine va plăbi? Așa e. Să mărește prețul? Și domnul primar. Să va mări prețul, automat. Că vrea să încarcă primăria, poate spări. Nu este adevărat? Mai la mine, în sat, jumătate spre cață în Anglia, care vine la 3-4 ani odată. Domnul primar, eu nu umplu containerul în luna asta. Cum să mă gestionez cu nimic? Dar eu nu umplu și mă predau. Așa mi-au pus întrebarea oamenilor. Bine. E posibil să dai ceva. Cum plătește pe kilogram? Răspunsul este o modalitate. Vă faceți un lucru să-l înțelegi. În momentul în care... Domnul Bani, în momentul când se va începe colectarea, se va face, nu asta, în primul rând, prin următoarea fază, deci după ce terminăm de distribuire, de container, se face un contract, domnule, între fiecare persoană, familie, nu? Între fiecare familie și care este beneficiar, nu? Și cel care execută, da? Ei, acolo fiecare familie gestionează și bugetul și cu noi. Atunci vom prețul pentru că cei care nu sunt în țară și nu fără iar interpretați greșit ce este spus. Cel care este în străinătate a luat containerul. Păi nu l-a luat. Nu l-a luat, nu l-a luat. Da, dar e cu tine, s-a făcut calcul, a spus 3,50 sau 3,50, automat se modifică prețul. El e luat în calcul ca persoană. Nu. Mai spunem cum este. Nu a luat. Așa este în prima fază. În prima fază așa este. Nu a luat acel lucru. Sunt comuni care deja funcționează serviciu, nu pe ADIS. ADIS-ul astăzi este meritul a mai multor generații de consilieri, faptul că am ajuns în faza de proiectul dă roade astăzi. Deci trebuie spus lucrul ăsta, că ADIS-ul poate... Da, de ani de zile. Este un proiect prin 2004, care noi cotizăm în fiecare an. Au fost și discuții care voiau să se retragă faptul că nu se materializează. Uite, astăzi nu este datorită primarului, nu este datorită... Este Consiliul Județean. Aici este meritul a tuturor consilierilor timp de 10 ani, cred, care sunt mai mult, dar pe ei sau mai mult. Iar noi astăzi doi discutăm lucruri care nu știm exact cum se va derula. Ei au experiență. Faptul că cei consilieri, cei de la ADIS, care vin și încheie contracte, au experiență mai mult decât noi. Ei au fost la comunii care deja
funcționează serviciul. Și noi am încercat odată să facem serviciul ăsta sau unitate, n-a mers, au fost informați tot de oameni care astăzi na, se mai bat cu pumnul în piept. Dar atunci ei spunea, băgați bolovan, băgați că ăia să fugă, normal. Dacă îi dădea trei sari de bolovan, nu puteau să rage, ca să ridice, au plecat, au renunțat, două săptămâni și au plecat. Normal. Deci, lucrurile astea trebuie să lăsăm. Că, oricum, proiectul, cred că se înceapă, mai durează poate chiar și un an. Nu. Chiar și un an. Proiectul se va începe, începând, semnarea contractelor, se va face începând cu sfârșitul lunii ianuarie. Astea sunt, dacă vreți, la prima ședință. Astăzi noi discutăm, sunt zone care se poate derula normal, sunt zone unde trebuie să folosească altă strategie. Spre exemplu, cum ar fi la proiectul, este implementat și la Ștefan cel Mare, nu ce e membri ADIS. Sigur că o să aibă cu țiganii de acolo, o să aibă alte strategii, pentru că ei sunt altfel de oameni și acolo sunt ei să ocupă de treaba asta. Noi trebuie, într-adevăr, să-i informăm pe oameni că este un lucru foarte bun, faptul că s-au ajuns la lucrul ăsta, iar din corectitudine să știți că o să controleze ei între ei. Pentru că dacă Nea Vasile plătește, indiferent care s-a stabilit suma, și nenea Costică spune el că aruncă gunoiul, așa, nu trebuie să-i spun noi. Vine el așa spune, uite că l-au aruncat gunoiul acolo și atunci trebuie să pun la punct. Nu stăm noi după ei, ei între ei o să înceapă să... Da, că nu mai avea. Acum, neavând alternativă, ei aruncă, necontrolat, ăla, nu m-au văzut, ăla, nu m-au văzut, nu știu. Atunci când va fi alternativa, se vor controla singur și lucrul va merge. Este, acum, noi să discutăm, trece timpul și sunt multe probleme care... Trebuie general. Sunt treburi de astăzi care trebuie să-i punem la generale, dar. Mă bucur că ați atins acest subiect. Până acum eu mă duceam și prindeam la satul. Ce faci? Ba, de unele, da, aici, ai mijlocul drumului. Primare dă în alternativă. Acum, exact, expresia mea, ți-am dat alternativă, alt container și vin după aia cu inspectorul de mediu, polițistul local. Domnule, având în vedere că n-ați respectat hotărâle Consiliului Local, da, n-ați venit să luați container, pentru că veți plătiți o amendă de la 5 milioane la 30 de milioane. În felul ăsta mergem și trecem cu ei gunoaile. Numai eu am la ajutor social azi, eu și fac Valea Trotului toată simplă și în două săptămâni merg pe Valea Trotului și mă cuțesc câte gunoaie s-au adunat. În principiu nu sunt adeptul și v-aș ruga nici dumneavoastră să nu fiți adeptul a spune și a promova anumitul cetățenilor că avem voie să dăm foc în punctul grădinii. Este clar că altă alternativă pentru Uniunea Europeană și conform chiar și ceea ce noi ne-am dorit. O comună normală, intrată în rândul comunelor din România, cu alimentarea cu apă, cu canalizare, cu reciclarea gunoiului menajer. Asta am dorit și le avem, nu? Este ok? Mai și aș vrea să vă mai spun subțin. Mă o secundă. Domn primar, hai că până stă la tu vorbești fiecare, dar te rog frumos. Și vă? Cu gunoaile. M-am scurtat, eu vreau altceva, de nu știi ce am spus. Eu n-am să mă informez. Despre gunoi, acum cum e? Dacă am terminat cu gunoi. S-a terminat, vrea să vorbească. Și domnul Alecu și... Nu e un adu public. Da. Trebuie luat, nu știu acum dacă noi mai avem contract cu vreo firmă din întreținere. Avem, da, da. Așa, trebuie că faptul că s-a dat ora înapoi, s-au mai dereglat ieri, știu eu, sunt probleme care nu vinovat nici ei, nici noi. Dar la temelia s-a prins becurile un pic mai devreme, partea de jos. Sunt niște becuri care nu merg cumva, adică este bine, noi acum nu putem identifica și spunem acolo, acolo, acolo. Cred că ar trebui o revizie generală. Corect. Începe sezonul. Mai ales cu mine ea. Așa. Și s-o ia din toate sate, să-și facă o programare. Iar știu că este un volum mare de muncă la utilaj de primărie și s-a făcut să face tot. Dar când mai este posibil, sau mai fi o jumătate de zi, o zi liberă acolo, e vorba de podul la Pătinata, de la Aposto, care ar trebui un pic decolmatat. Faptul că vine din pădurea, din pădurii Crenci și asta, au mai crescut sărcile alea și să ne pomenim cu surprize. Și atunci un pic. O jumătate de zi când e acolo, să-i facem un pic de... Da, uite, foarte bine ați zicea programul. Și vă dau o veste celor din Pădinata. V-am promis că nu oprim lucrările în Pădinata până în mod definitiv. Vă îndrumul și ieșim la panțelul, mă țin de cuvânt, da? Este foarte bine. Vom face inclusiv vom pune sorți oșaște, după profilare cu autovedere, compactare. Ați văzut, până la urmă, că asta e singura șansă de a face. Inclusiv la
transport la postul și trecerea cu dale de beton prin apă, rămânând ca idee ca în primăvara anului următor să mutăm cu soate acolo, să tăiem la apa să meargă drept și noi să nu mai traversezi apa de două ori. Asta ar fi că am promis-o din 2012. Cred că este momentul și o să vedeți și de ce spun acest lucru. Sunt, mă bazez pe fapte clare. Deci acolo o vom pune în aplicare în prima parte a anului următor. Ce vreau să remarc? Și aici special o spun, datorită într-adevăr eforturilor, fără prea mare a domnului contradicție a compartimentului taxe și impozite, vă informez că anul ăsta s-au strâns cu 2 miliarde mai mult până la ora actuală, mai mult decât anul trecut. 2 miliarde în plus la o comună, când anul trecut am avut 2 miliarde 600 de milioane la timpul ăsta, acum avem 4 miliarde 680 de milioane. Efectiv, sunt pași importanți, fetele au înțeles, se va merge și nu există echipă, poate și curtea de conturi, mai impulsionat ca să facă acest lucru, chiar dacă se mai supără cu cineva, mai primiți omazii și dumneavoastră, care mai aveți datorii, muncă până în folosul comunității, nu s-a făcut niciodată la Dunăvrei, avem deja de 655 de milioane făcute dosare pentru muncă în folosul comunității. Da? Sigur, vă dau cifre clare. Erau oameni care întindeau pe drum, de ce îmi dai, domnule, 20 milioane, dăm 40 și să nu plătesc. Uite, acum vor plăti. Sunt pe rol, la câteva avem definitivă, irevocabilă, îmi pare rău, dar asta este. Cei mai mari datorii, e un singur om, 129 de milioane. Nu plătiți o amendă. Rețineți toate aceste dosare, merg până la muncă în folosul comunității. Adică, 600 până la treabă, cum ori la treabă. 653 de milioane, 322 de lei la muncă în folosul comunității și acum vă mai spun un singur lucru. Chiar mulți au început și vin să achită din bani proprii. Și domnule, decât să mă mai duc în tribunal, decât să mă stau să mă vadă lumea pe drum, 7, 8, 10 milioane de rate, suntem de acord, așteptăm și acceptăm și de alea de plată, da, plătit, dar și mea suntem de acolo. Am mai plătit la prima. Aviz amatorii de domnul Cotan, blocați o treime din indemnizația de consilier. Amenda de plătit, asta este, n-ați o plătesc eu. Curtea de conturi, dacă nu pun în execuție decizia curții de conturi, plătesc eu, nu vreau, dau sub senatul, da? Efectiv, asta ar fi un semnal încurajator, ceea ce înseamnă 2 miliarde în plus la bugetul anului viitor, plus se primim la... Serviciul financiar trebuie răsplătit în copilul. Treceți prin Consiliul Local, un proiect frumos... Sincer, nu pun în asemenea proiect, îmi pare rău, eu nu vin curtea de conturi și luăm înapoi, da? Să mai supăr, fetele, mai plâng câte o leacă pe acolo. Da? Iar țin să vă mai informez. Deci, cu case la rotunda, se va termina evaluarea. Punem imediat pentru scoatere la vânzare. Sper, din toată inima, ca alimentarea cu apă săptămâna viitoare. Deci, noi avem 20 de miliarde alocate pe anul. Menționez. Și chiar mă bucur că au dat Dumnezeu mintea românii chiar de pe urmă, chiar dacă trec într-o sferă și n-ar vrea să o luați politic, așa este. Faptul că vin pare la Ministerul Dezvoltării pe primărie este cea mai bună decizie luată de guvern pe mandatul nostru. N-am treabă cu nimeni, nu spun noi că-s primar PNL, PSD, vine pe comună, comuna, cetățeanul nu trebuie să suferi din cauza politică. Cred totuși că mandatul nostru este bun, consider munca noastră laborioasă, pentru că efectele se văd. Și asta se vede în viața de zi cu zi a cetățenilor, merg pe altă șosea, o parte din cetățenii din Dunăvrei sunt protejați de un dig și spun zi de zi, văd aproste, aș vrea să țin cont tot acum, și dacă mă dă pe usă tot intru pe fereastră, la Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice, să mai prind, ne-ar trebui cam 400 de mii de euro, care la nivel de România, la nivel de distrugerile care au avut loc în cele două inundații, la Dunăvrei 4-5 milioane de euro, a însemnat zero bani. Să închei digul în pod la Dunăvrei. Ar fi satisfacția vieții mele și satisfacția dumneavoastră când le trece pe pod să vedeți un dig cu gândul că în primărie, în școală, în grădiniță și la atâția cetățeni din zona de limitrofă râului Trotuș,
nu mai stau cu frica în momentul în care sunt în Morbeleacul prin ploi torențiale și să uite cum crește nivelul apei, să-și ia televizorul și bunurile de preț să taie pe ea. Cred totuși că sunt pași importanți și, repet, este loc de mai bine și de mai bine, nu-i nicio problemă. Restul vor mai fi disensiuni, vor mai fi contradicții, apar, este normal, dar și dintre astea avem de învățat și ca virgulă, ce, și consilier, și ca primar, învăț totdeauna cum învață și când învață înseamnă că nu a trecut degeaba pe viață. Restul vom mai vedea, Dumnezeu, în el. Dacă nu mai sunt probleme, domnul Alegru. Problema cu mine e ridicat pe Florin. Domnul Dobrea. Domnul Vasile. Eu am mai consemnat și la ședința anterioară, cu becul ăla acolo nu mai ajuns. Iar cu drumul ăla acolo am trebuit să trec și în centru satul, am să fac cu hârlețul ca să pot trece de ies în capul ăla, la Ciordeana. Acolo nu s-a mai făcut nimic, nici o sprijă, nici nimic. E perfect. Haideți să vă dau ultima veste. Dar mă aduce copiii ieri dimineață când mergea, mă duceam la grădina acolo. Da. Pe dunele că aduce copiii din mână până la Elena Loșteanu, da. Dar eu un pic acolo. Domnul Botașu, vă spun cu certitudine, răspunsul meu domnule, am dat lista cu lămpile de la dumneavoastră și sunt la firma de Ilmacu, vine de mult. Să știți că mă țin de bun. La atunci la Nicolae, a tot cam pus la. Păi am promis, m-am țin de bun, da? La dumneavoastră la fel. În legătură, ce-ar vrea să mai transmiteți? Cu refacerea drumului stricat de firma Jone, după ce au băgat conducta, am varianta și vă rog să-mi dați dreptate, că am luat decizia corectă. Pot opri lucrarea, stă în decizia mea. Opresc lucrarea, spun domnule, refăm drumurile la care băga conducta. La pădețul ăla acolo, o să am mișcat... Știu, am văzut, n-au înălțat. Să lasă cât de curând. Bun. Sau am variantă, deci de a opri și spun domnule, refaci ce ai stricat și mai continui. Sau spun așa, am 20 de miliarde, dați-i cât puteți, că e vremea bună, băgați conductă, terminați lucrarea, să facem probă de presiune. Este primul an în care comuna, noi suntem campioni la accesare de fonduri europene, credeți-mă, nu mai este altă comună să ia 20 de miliarde. Am fost felicitat la Consiliul Județean. Bă, din, de la Heleziu, n-a dat, n-a găsit la domnul Mureanu, are 11 miliarde de avocate și nu cheltuie decât un parte. Noi avem 20. Păi va veni prin realocarea cum se face. Dacă mie îmi termină, aici este. Aici sunt speculant, eu și mă bucur că avem o firmă extraordinară al Conebului, pe care e fericit. Uitați aici, dacă îmi face toată lucrarea, prin redistribuie, onești, are 100 și ceva de milioane alocate și n-a cheltuit un leu, n-a făcut procedura de achiziție publică. Mai trebuie 10 și gata. Și de acolo vin prin redistribuire și poate să-mi dea mie să plătesc, să termin lucrarea de alimentație publică, alimentare cu apă, gura voie, pătrășcani într-un an. Când alții am chinat la Dumnezeu să-ți dea 2 miliarde. Am varianta asta. Ce promisiune am eu? Și eu vă rog să credeți că din punctul ăsta de vedere eu sunt foarte exigent, că am interesul să le fac drumurile mult mai bine decât au fost. Nu? În proiect sunt prinse. Și acum trec la capitolul vești bune. În proiect de alimentare cu apă sunt prinse 262 de raportări gratuite la alimentare cu apă pentru cetățenii care sunt nevoiați. Da? Îți face căminul, apometru, alimentarea cu apă până în casă gratuit. Băbuța. Tantuliana, nenea Ion sau ăla care n-are un leu din care... Apometru să fie și suficient. Ați înțeles, da? Se fac gratuit, se prinse în proiect. Asta a fost ideea mea și vă rog să o credeți. Am ținut mult la ea, fiindcă m-am gândit din start. Că mulți sunt sceptici. Eu aveam fântână, nu bag apă. Fiindcă se tem toți că s-au dus destul, va fi 20 de milioane, 15 milioane. Nu! Alimentarea cu apă se va face până în 5 milioane, 6 milioane. La gaz. La apometru, la gaz. 20 ceva de milioane. Apometru, 1.800.000 este apometru autorizat și verificat, da? Iar restul, v-am spus, la 200
sigur, 262 de familii racordate gratuit, le racordează firma Alconet. În proiect sunt prinse 2.600.000 pentru refacerea, readucerea la starea inițială a tuturor ulițelor, șoselor comunale și locale, cu autobrezi profilare, refacerea șanțurilor, compactare și pus sort mărgăritar 8-16. Deci, da, vă rog să duceți mesajul ăsta, nu va rămâne așa, dar fiecare om ar vrea să se înțeleagă. Și în București, unde a fost nevoie să bage canalizare, apa, au săpat, domne, au spart și asfalt, au traversat și pentru cablă, și pentru linia ferată, și pentru metro, și au, oamenii au suferit o bucată de timp. Dar în aceeași ordine de idei, dacă nu acceptăm compromisul ăsta, ce facem, nu mai băgăm apă? Nu, de ce vreau? Eu așa văd problema. Într-adevăr, merg repede, mă, dar dacă tot ai intrat pe ulița asta și ai terminat. Urmează racordurile la locul. Fără lumea, că mai e urmă întâmplă. E o problemă la priporul la Radu, cum îi spunem. Da. Acolo este faptul că drumul este îngust. O să se facă 1,80 m, au scos clise din aia care e galbenă. Așa e treaba. Acum, dacă nu pot ei să nu-i blocați, se pot duce 2-3 mașini cu mașina primăriei. Pus pentru că vă spun, în caz de incendiu sau de salvare, nu se poate. Cel puțin la Andrunache, acolo e, au făcut băieții cât au putut. Nu ai ce să... Asta e că e făcut până la Pelin. Am înțeles că acolo se oprește alimentarea pentru că e vorba de milă. Deci găsiți modalitatea aceea. 2-3 mașini. Ce să mai spunem dacă nu se concentrează? Dar nu. Deci, noi vorbim acum de la om la om, doamna Inaia. Deci, la om la om, dar trebuie să fie consemnat acolo. Că de asta apar după aia hotărâri, duce la trebuie să... Consemnez eu, vă promit că voi consemna. Astea sunt diverse. Spuneți, doamna Inaia. Nu mai spun nimic. Da, oricum, rețin că eu rămân cu dumneavoastră și îmi spuneți mie. Eu consider că întotdeauna... Da, deci v-ați edificat.